principiu cam asta e școala astăzi în România, așa, sistemic. O instituție în care te duci și acumulezi niște informații mecanic, fără să fii în stare, să, când ieși de acolo, să faci niște procese logice, fie ele și elementare. Asta și ce spun acum e valabil statistic, te uiți pe rezultatele pe care le înregistrează copiii care trec prin sistemul de educație românesc și o să vezi că jumătate dintre ei, cel puțin, ies de acolo mai rău decât au intrat la 5 ani, 6 ani sau la când se intre. Bun, dacă ar fi avut un minim de educație sexuală și mai ales de modele în comunitate, pentru că dacă așa a trăit și bunelul, așa a trăit și străbunelul și așa a trăit toată lumea, în care femeia e doar o, e proprietatea bărbatului, o mentalitate din asta patriarhală, biblică, dacă vrei, dar în sensul Vechiului Testament de acum 5.000 de ani, da? O să consider că așa e normal să faci și tu. Asta mă scoate din pepeni expresia asta cu familia tradițională și cu toate prostiile astea. Ce înseamnă familia tradițională? Care tradiție? De unde? Dacă ne ducem în Biblie ca să fim religioși, păi dacă vedem cum trăiau oamenii în Vechiul Testament, trăiau conform stadiului de progres la care ajunsese umanitatea până atunci. Erau niște barbari. Aia e tradiția pe care vrei să o urmezi? E prostie dacă vrei să faci așa ceva. Nu poți să faci din asta o politică publică, așa cum se încearcă în România, să pe fondul religiozității poporului nostru, nu discut dacă e adevărat sau și ăsta e simulat, respingem a priori ideea de educație sexuală, pentru că o să vină soroșii cu olandezii și o să ne răpească copiii și o să-i facă homosexuali. Este o prostie. Trebuie să te uiți în mod normal la situația la care ești de fapt. Unde ești în momentul ăsta? Păi unde ești, vezi prin... Ți-am zis mai devreme unde ești. Ești la nivelul Botswanei. Adică biserica ar trebui să fie un... are pârghiile necesare, chiar dacă e o instituție profund conservatoare, să fie și o instituție corectă. Adică o instituție care să ajute. Să ajute oamenii. Adică o educație sexuală corectă, din punctul meu de vedere, nu intră în opoziție cu o viață religioasă. Ajută un om să nu fie un neisprăvit. Un neisprăvit înseamnă un om care nu s-a isprăvit, care nu și-a terminat devenirea. Adică și la devenirea unui om e foarte important această întâmplare, care viața sexuală, care până la urmă poate distruge viața unui om pentru totdeauna. Se creează familii disfuncționale, sunt întreținute, se acceptă social aceste nuanțe între viol și japcă despre care spuneam și multe alte lucruri odioase. Totul pentru că suntem primitivi și needucați. Dar părinții de ce nu vorbesc cu copiii? Vorbeai mai devreme de această celulă de bază, această familie tradițională. De ce nu-i spui celuilalt? Eu provin într-o familie de profesori de matematică. Părinții mei sunt profesori. Îți spun asta pentru că și sunt profesor de peste 30 de ani. Pentru că eu am văzut acasă, până când am stat eu acasă la 18 ani când am plecat la facultate și după aia revenind periodic, cum se vede, de exemplu, ideea de educație dinspre oamenii care ar trebui să o facă de la catedră, de exemplu. Și vreau să spun că școala românească, chiar și când ești foarte progresist și liberal, nu în înțelesul politic, ci în înțelesul de ideologic, de ai idei referitoare la libertate, idei care valorizează libertatea, sistemul este atât de opresiv cu oamenii care vrea să facă asta, încât până la urmă cu timpul te blazezi și tu și renunți. Asta la nivelul de școală, unde teoretic ai niște oameni care cât de cât ar trebui să fie un pic peste mult din ce au copiii ăștia acasă. Dacă nu funcționează treaba asta nici la nivel de oameni care au cât de cât carte, care ar trebui să fie profesori, educatori, care să te învețe lucruri despre viață, nu doar formule și să știi mecanic între ce ani avem niște pan cel mare, că nu se folosește la nimic în mod obiectiv. Trebuie să înțelegi niște mecanisme. Dacă oamenii ăștia nu sunt în stare să îi educe pe copii, nu poți să ai pretenția de la
ce au ei acasă. Pentru că ce au ei acasă este și mai rău.